Capela Universității de Medicină și Farmacie din Iași a fost astăzi sfințită. La slujbă au participat atât studenți de la toate facultățile din cadrul universității, cât și cadre didactice care s-au rugat împreună cu înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Capela îl are ocrotitor spiritual pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca și a fost ridicată între anii 2021 și 2022 în incinta Centrului de Simulare Profesor Dr. Cristian Dragomir al Universității de Medicină și Farmacie din Iași. La finalul slujbei, înalt preasfințitul Părinte Teofan a mulțumit celor care s-au implicat în zidirea lăcașului de rugăciune. Un gând mai vechi al Universității de Medicină și al Mitropoliei a prins conturiată în ultima vreme și am ajuns în ziua în care l-am rugat pe Dumnezeu să binecuvinteze acest loc pentru a fi spațiu de rugăciune și de meditație. De rugăciune duminica sau în sărbători, când va fi aici Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, duminică dimineața, iar apoi, în timpul săptămânii, spațiul să fie deschis pentru cei care vor trece prin această instituție și vor simți poate nevoia pentru câteva clipe de reculegere într-un spațiu frumos cu arhitectură armonioasă, cu cele câteva icoane care pot să inspire pe om în momente de bucurie. Rectorul Universității de Medicină și Farmacie, profesorul Viorel Scripcariu, a subliniat importanța și necesitatea rugăciunii în actul medical. Acest lăcaș ne-am dorit să-l finalizăm pentru că considerăm că, fiind aproape de cei în suferință, avem nevoie și de momente de reculegere, am putea spune, când ne gândim la eficiența, eficacitatea tratamentelor pe care le administrăm, dar aceste tratamente au nevoie și de un mesaj spiritual. În semn de recunoștință pentru efortul depus la zidirea capelei universitare, rectorul Instituției de Învățământ a primit din partea ierarhului distinția Crucea Moldavă pentru mireni.